Crinița Mihai, fac parte din echipa de Governmental Affairs Satombra. Sunt localizată în România, iar în ceea ce privește hotărârea de guvern recent adoptată, pot să spun că este în primul rând o veste extraordinar de bună pentru cetățeni, pentru noi toți cei care locuim în această țară zi de zi și care de-a lungul anilor ne-am confruntat cu fel de fel de probleme care au apărut dintr-o gestionare slabă a deșeurilor. La acest moment putem spune că avem o experiență vastă în ce înseamnă lipsa unei infrastructuri de colectare, pentru că zilnic ne întâlnim peste tot cu deșeuri în natură, le vedem în apă, la fiecare ploaie mai vedem câteva maldere care sunt pe marginea drumului. Așadar, salutăm decizia Ministerului de a susține acest proiect de importanță națională. În ceea ce privește elementele prevăzute în această hotărâre de guvern, putem spune că se regăsesc majoritatea elementelor cheie dintr-un sistem modern de garanție și care are toate premisele de a fi implementat cu succes. Am auzit în spațiu public în ultima perioadă diverse dezbateri și, din păcate, încă la acest moment se mai pune întrebarea sau se mai discută oportunitatea implementării unui astfel de sistem sau se discută elementele lipsă din acest sistem. Bineînțeles că e un sistem perfectibil, însă este important să pornim de undeva și această hotărâre tocmai asta va aduce, aduce în plan practic un instrument care va asigura niște obiective destul de ambițioase. Ca să nu mai menționăm și faptul că prin directivele europene România își asumă ținte destul de ambițioase și dacă e să excludem sistemul de garanție, nu prea avem ce să punem în loc. Așadar, cerințele sunt din ce în ce mai mari, iar România, prin acest act, a asigurat o parte din premisele, așa cum spuneam, pentru implementare de succes. Dacă e să ne referim la scopul, la domeniul de aplicare al acestui sistem de garanție, este unul foarte vast. Unul dintre cele mai vaste, uitându-ne și la celelalte sisteme deja implementate. Vorbim aici de majoritatea băuturilor, de la ape, sucuri, băuturi alcoolice, mixturi și toate cele. Deci avem o bilă verde. În ceea ce privește țintele de colectare, și România a abordat această implementare progresivă a obiectivelor. Se pornește de la 65% din primul an și 3 luni și se ajunge într-un final din anul de maturitate la un obiectiv de colectare de 85% pentru sticlă și respectiv 90% pentru plastic și metal. Ceea ce este foarte bine, comparativ cu performanțele actuale, așa cum spuneam. În ceea ce privește valoarea garanției, de asemenea au fost opinii pro și contra vis-a-vis de valoare, că ar trebui să fie 50 de bani sau un leu pe fiecare unitate de ambalaj. Ce putem spune e că valoarea de 50 de bani este în range-ul valorilor de garanție ale celorlalte state, dar în primul rând valoarea a fost stabilită pe baza studiului de fezabilitate a condițiilor locale. Așadar, considerăm de bun augur și sunt respectate și celelalte cerințe în ceea ce privește returnarea în întregime a valorii acesteia, precum și faptul că nu se va aplica TVA, deși această modificare va trebui să fie stipulată expres în codul fiscal. Referitor la termenul de iulie anul viitor, credeți că e realist? Mai sunt alte state care iau în calcul un termen de implementare de un an de zile. De altfel, aceasta este și recomandarea Comisiei Europene ca un termen de implementare să fie de un an, atâta timp cât părțile cu obligații în organizarea sistemului vor avea un consens cât mai curând pe forma de organizare și toate celelalte elemente de structura entității ce va gestiona sistemul.
termenul poate fi atins până în octombrie 2022. Și aici ne uităm la procesul prin care trece chiar în acest moment Letonia. Ei au făcut public acest proces cu pașii pe care îi vor întreprinde în perioada următoare și se apropie tot de un an de zile de implementare. În altă ordine de idei, despre acest sistem se discută de foarte mulți ani. Probabil o parte din procese sunt deja puse în realizare de către producători și comercianți. În ceea ce privește tehnologia care va deservi sistemul și din punctul nostru de vedere, noi putem asigura tehnologia necesară în termenele solicitate, însă este foarte important ca în această perioadă de 90 de zile, așa cum este prevăzut în hotărârea de guvern, să fie clar pentru toată lumea în ce formă se va face această gestionare. Și bineînțeles, cu cât este mai clar și pachetul legislativ, amendamentele pe legislația primară și ordinele de ministru care ar trebui unele dintre ele să fie emise în termen de 90 de zile de la adoptarea hotărârii, astfel să ne dea o idee clară despre cum vor decurge aceste procese. Dar bineînțeles că vor fi și provocări, însă dacă există vreo entitate sau, mă rog, vreo parte interesată care ar putea să pună în aplicare sistemul și să aibă toate resursele, aceasta este a producătorilor care au și obligația organizării acestui sistem. Înțeles. Referitor la componența societății care va administra acest sistem, ce ne puteți spune? Este o noutate comparativ cu celelalte sisteme. Exact așa cum este prevăzut în actul nostru normativ, nu se regăsește în niciun alt stat. Avem o formă similară în Islanda, însă acolo statul are alte implicații și își asumă mai multe roluri. Așa cum spuneam, uitându-ne la elementele din HG-ul nostru, pare a fi un unicat. Provocarea, bineînțeles, vine ca în momentul în care ne îndepărtăm de modelele deja implementate, să nu putem găsi răspuns la anumite provocări sau impedimente care apar în procesul de implementare, pentru că nefiind validat pe nicăieri acest sistem, să nu putem beneficia de experiența altora. Însă nu aș putea spune că avem suficiente informații ca să facem pronosticuri la acest moment. Bine ar fi să vedem și celelalte acte normative, ordin de ministru și amendamentele pe legislația primară. În ceea ce privește nivelul de penalitate, acesta ar trebui să fie suficient de ridicat astfel încât să descurajeze orice practică neloială și să întreacă orice beneficiu pe care organizatorii sistemului l-ar avea. La acest moment, așa cum este prevăzut în actul normativ, o penalitate de 2 RON pe kilogram, care înseamnă mai mult sau mai puțin 500 de euro pe tonă, este deja sub nivelul, de exemplu, taxei pe plastic. Și în acest moment, dacă amendamentele pe legislația primară nu vor prevedea calculul și impunerea unei penalități folosind aceeași unitate de măsură ca și trasabilitatea din sistem per unitate de ambalaj, probabil vor apărea ceva provocări și de aici. În ceea ce privește identificarea ambalajelor în sistem, acestea se vor face pe baza codului de bare pentru citirea automată, atât de la echipamentele de preluare a deșeurilor de la cetățeni, cât și la centrele de numărare, centrele logistice, iar circulația ambalajelor și identificarea lor în sistem pentru consumator și pentru operatorul comerciantului care va gestiona aceste ambalaje, va face pe baza unui marcaj. Marcaj care va apărea pe etichetă de la momentul implementării propriu-zise a sistemului. 2022 este un an în care cel puțin 10 state din Europa se gândesc să implementeze sistem de garanție, au o decizie legislativă în acest sens sau vor moderniza sistemul, cum este și cazul Olandei. Vor aduce alte ambalaje în sistem. Probabil România, alături de toate aceste 10 state, va avea de parcurs niște pași importanți. Cu cât
se creionează mai repede intențiile noastre reale de implementare în ceea ce privește termenul, cu atât mai bine. Iar vis-a-vis de extinderea sistemului de garanție și la alte produse, așa cum am auzit tot în cadrul unei dezbateri în spațiu public, cred că este important să începem de undeva, să ne folosim de experiența celorlalte state. Majoritatea au implementat sistemul pentru ambalajele de băuturi din cele trei categorii de materiale, plastic, metal și sticlă. Iar când vine vorba de ambalajele din zona produselor alimentare, cum ar fi, nu știu, murături sau ambalajele pentru spirt, pentru ulei, probabil faptul că celelalte state nu au proces deja la extinderea acestui domeniu de aplicare, vine cu ceva impedimente. Și Islanda, de exemplu, analizează extinderea sistemului din 2019 chiar, până în 2021, cum, data la care suntem acum, încă nu a luat o decizie în acest sens. E adevărat că Germania vorbește de extindere către asupra produselor lactate, însă din 2024 sau 2025, dacă nu mă înșel. Așadar, cred că e important să începem și să parcurgem cu pași mărunți și să perfecționăm sistemul ulterior.